Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Fostul director al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, Iurie Topală, a fost reținut în Belgia de ofițerii Interpol după ce pe numele lui a fost emis un mandat de arestare, fiind anunțat în căutare internațională. Informația a fost confirmată pentru TV6 de purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. A fost reținut de către autoritățile belgiene. Are loc un schimb de informații și documente dintre autoritățile din Belgia și cele din Republica Moldova. Când va fi adus, nu decizie autoritățile din Republica Moldova, ci cele din Belgia. Potrivit oamenilor legii, mandatul de arestare a fost emis într-o cauză penală pornită pe mai multe capete de acuzare, cum ar fi escrocherie, delapidări și abuz de serviciu săvârșit în interesul unui grup infracțional organizat. Dosarul este legat de managementul defectuos de la Calea Ferată în perioada anilor 2015-2019, în rezultatul căruia întreprinderea a fost prejudiciată cu 250 de milioane de lei. Procuratura mai anunță că au fost aplicate sechestre pe proprietățile și activele lui Topală, dar și altor figuranți din dosar în sumă de 25 de milioane de lei. Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, reținut și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore, a declarat greva foamei. Anunțul a fost făcut miercuri de avocatul acestuia într-un live pe Facebook, după ce a ieșit din sediul Centrului Național Anticorupție, acolo unde se află clientul său. Dumnealui ne-a rugat frumos să-i aducem câteva cărți, anumite pastilii, pentru care are anumite probleme cu sistemul circulator, și ne-a anunțat că în termenul ăsta de 72 de ore, acesta declară greva foamei și nu va mânca. Avocatul a mai precizat că Vasile Costiuc este bănuit pe două capete de acuzare, spălare de bani și abuz de putere. De asemenea, apărătorul a mai spus că va depune o plângere în baza reținerii activistului și efectuării perchezițiilor la domiciliul acestuia, de unde i-a fost confiscat doar telefonul mobil. Trei persoane, dintre care consilierul municipal din Chișinău, Vyacheslav Nedelea, și Vasile Costiuc au fost reținute miercuri, în urma perchezițiilor efectuate în dosarele privind străinarea ilegală a terenurilor primăriei Durlești. Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova sunt alarmați de situația din domeniul energetic și solicitările furnizorilor de gaze naturale și energie electrică privind o nouă majorare a tarifelor. Astfel, sindicaliștii cer guvernului să întreprindă măsuri urgente pentru a oferi compensații și pentru agenții economici. Confederația Națională a Sindicatelor cere guvernului să compenseze cheltuielile în urma solicitărilor de majorare a tarifelor la gaz și electricitate. Potrivit sindicaliștilor, subvenții trebuie oferite și agenților economici care confecționează bunuri și prestează servicii de primă necesitate, mai cu seamă a celor din sfera alimentară. Intențiile de a dubla prețul pentru energia electrică și a crește tariful la gaze de aproximativ 1,5 ori va lovi puternic nivelul de viață și va afecta activitatea agenților economici, care utilizează volume mari de resurse energetice, iar acest lucru va genera noi scumpiri, se arată într-un comunicat al Confederației. Sindicaliștii cer guvernării în regim de urgență să ia măsuri prin care să diminueze impactul scumpirilor, cum ar fi să compenseze diferențele de tarife și prețuri pentru toată populația, dar și să majoreze salariile. De asemenea, sindicatele propun să fie introduse plafoane de prețuri și tarife pentru mărfurile și serviciile de uz cotidian. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a declarat că tarifele încă nu au fost majorate, iar în prezent există un mecanism de compensare a facturilor la gaz pentru consumatorii casnici. În cazul agenților economici, acest lucru este mai greu de făcut, a menționat Taburceanu. Cerința celor de la sindicate de a compensa cheltuielile companiilor comerciale mari necesită o analiză mult mai amplă și deocamdată nu există un mecanism
Amintim că Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică, a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe tarife noi în anul 2022. Dacă cererea va fi acceptată, consumatorii ar urma să plătească, începând cu 1 februarie, până la 2 lei și 79 de bani pentru un kilowatt-oră, față de actualul tarif de 1 leu și 51 de bani, ceea ce înseamnă o creștere cu 1 leu și 28 de bani. Iar Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a anunțat că tariful la gazul natural ar putea fi majorat din nou, din februarie, și ar putea ajunge la 14 lei și 70 de bani pentru un metru cub, comparativ cu 11 lei cât este în prezent. O claritate la acest subiect va fi după 20 ianuarie, atunci când Moldova Gaz va face calculele și va decide dacă va cere la NRE o nouă majorare. Amintim că prețul la gaze aproape că s-a triplat din noiembrie trecut, atunci când Moldova a încheiat un nou contract cu Gazprom. Guvernul compensează o parte din factură, dar doar pentru consumul lunar a unui volum de 150 de metri cubi și a refuzat să ajute agenții economici în acest sens. Moldova Gaz a efectuat în totalitate plata către Gazprom pentru luna decembrie. Informația a fost confirmată pentru TV6 de către șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a precizat că au primit și confirmarea oficială că banii au ajuns pe conturile concernului rusesc. Totodată, ei îndeamnă consumatorii să achite volumele de gaze facturate în termeni stabiliți, care expiră la 15 ianuarie pentru agenții economici și la 20 ianuarie pentru cei casnici. De asemenea, Moldova Gaz continuă să negocieze cu băncile contractarea unui credit pentru a putea efectua plata în avans pentru gaze. Deocamdată, furnizorul nu a putut obține niciun împrumut, iar asta din cauza datoriei istorice pe care o are față de Gazprom, susține întreprinderea. Dacă nu va efectua plățile, există riscul ca Moldova să rămână fără gaze naturale în plină iarnă. Toamna trecută, Rusia a avertizat țara noastră că ar putea sista livrările pentru că nu a primit banii, doar că termenul a fost prelungit cu câteva zile, iar ulterior Parlamentul a alocat 1,4 miliarde de lei pentru datoria curentă. Partidul Șor a contestat la Curtea Constituțională noua lege a pensiilor adoptată la finalul anului trecut de majoritatea parlamentară PAS. Autorii sesizării, deputații Marina Tauber și Regina Apostolova, susțin că legea, care stabilește, printre altele, majorarea vârstei de pensionare, este scandaloasă și antipopulară, iar guvernarea vrea să îi lipsească pe oameni de dreptul de a beneficia de pensie la bătrânețe. Autorii sesizării depuse la Curtea Constituțională susțin că legea pensiilor votată de PAS conține o serie de încălcări fundamentale ale drepturilor omului prevăzute de Constituție. Pe lângă faptul că a fost majorată vârsta de pensionare până la 63 de ani, a fost mărit și stadiul de cotizare până la 34 de ani. Potrivit deputaților Șor, aceste modificări lovesc cel mai mult în femei, în contextul în care speranța de viață scade anual și puține dintre ele ajung să atingă acest stadiu de cotizare necesar. O altă prevedere scandaloasă, în opinia autorilor sesizării, este pensia anticipată pentru muncă îndelungată, stadiu în care nu au fost incluse mai multe perioade, cum ar fi studiile, serviciul militar și concediul de îngrijire al copilului. În realitate, practic, este imposibil să fie atinse aceste cifre. Persoana, în special femeile, nu ar trebui nici să studieze, nici să nască și să muncească toată viața pentru a putea ieși la pensie cu 2 ani mai devreme, se spune în comunicatul formațiunii. Decizia de a contesta legea pensiilor adoptată de majoritatea parlamentară a fost anunțată recent de liderul partidului Șor, Ilan Șor. Potrivit lui, guvernarea PAS continuă să-și bată joc de oameni care, tot din cauza PAS, sunt nevoiți să trăiască la limita supraviețuirii din cauza prețurilor mari și a condițiilor grele de trai. Politicianul a mai amintit că în 2020 deputații partidului Șor au elaborat un proiect de lege privind micșorarea vârstei de pensionare, care a și fost votat în același an, iar scopul modificării a fost de a-i ajuta pe bătrâni, care și așa o duc foarte greu. La scurt timp, Curtea Constituțională a confirmat printr-un comunicat de presă că a recepționat sesizarea formulată de deputații Regina Apostolova și Marina Tauber privind sistemul public de pensii. Reprezentanții înaltei curți amintesc de faptul că sesizările trebuie soluționate în termen de 6 luni de la data primirii materialelor. Purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, nu ne-a răspuns la telefon.
mizerie și frig, așa își duc traiul câțiva minori din capitală, care și-au găsit adăpost într-o mașină abandonată. În plină iarnă și pe un ger cumplit, băieții se ascund acolo, măcar de vijelia vântului. Autoritățile spun că știu de povestea copiilor străzii și încearcă să-i ajute. Lucru pe alocuri complicat, întrucât ei uneori sunt greu de găsit, ne-au explicat responsabilii. Doi băieți minori au fost găsiți de reporterul TV6 într-o mașină cu ferestrele semideschise și cu o bucată de cârpă pusă între ele, pentru a îngrădi adăpostul de vântul rece. Fiind scump la vorbă, ne-au spus doar că nu au 18 ani împliniți și nu au nici casă, iar automobilul este locul în care se ascunde ger. Deschide! Hai deschide! La scurt timp a venit un alt tânăr care ne-a spus că are 18 ani și este din Cantemir, iar de mai bine de un an mașina abandonată din strada Negruzii din centrul capitalei i-a devenit casă. Câți dormiți în mașină? 4. 4? Da. Încăpeți? Da. Cum vă încălziți noaptea când e ger? Nu, de ce nu zăvădești mașina asta? Așa să nu zăvădești. Să ne încălzăm. Încălzăști așa. Acesta ne-a povestit că de la vârsta de 16 ani a ajuns la internat, după ce părinții au fost decăzuți din drepturile părintești, iar în stradă l-a adus anturajul. Eu am venit aici în stradă la internat și după asta, după ce am plinit 18 ani la internat, mi-a dat 2000 lei să mă duc să iau o gază, să stau la gază, până când și să mă duc să învăț. Și... Ca să poată supraviețui, cerșește, iar când își face o pauză, se dă cu skateboardul, cadou făcut de un prieten, spune el. Azi n-am cerut bani. Dar de obicei cât bani faceți? Nu fac 100 lei, două. Și ce-ți pui pe el? De mâncare. Ce? Ce mâncare? Mâncare. Și poți să ne cumpăr de 100 lei. Dar nu consumi alcool? Nu. În anturajul lor mai sunt și alți tineri locuitori ai capitalei. În momentul în care discutam cu Sergiu, unul dintre ei, mai în glumă sau mai în serios, a ieșit din mașină cu un cuțit. Am încercat să aflăm ce știu autoritățile responsabile despre acești tineri, care însă ne-au asigurat că zilnic sunt efectuate razii prin Chișinău pentru a-i depista și a-i integra în centrele de specialitate. Potrivit lor, momentan în vizorul lor sunt 4 minori. Aceștia ne-au spus însă că unii sunt greu de găsit, deoarece își schimbă deslocația. Unul din copii ieri a fost preluat de mamă. Astăzi unul este în serviciu, urmează ca să fie preluat de autorități instalare locale, iar doi nu îi găsim, pentru că noi acum când am fost, ei maturii spun că au plecat și noi nu îi găsim. Dar oricum, noi întreprindem acțiuni ca să-i găsim pe minori, să discutăm cu ei, să vedem care este problema și de acum să luăm legătura cu părinții și cu autoritățile tutelare. De regulă, 90% din minorii vagabonzi care se află în sectorul centru, sunt depistați în sectorul centru, ei practic nu sunt din municipiu, sunt minori care vin din raioanele Republicii, respectiv noi informăm autoritățile din aceste entități de unde vin acești copii. Deja depinde de responsabilitatea fiecărei primării, fiecărei autorități publice locale în parte. Anul trecut, la evidența Direcției Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din Chișinău, au fost 93 de copii. O femeie din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, s-a pomenit cu datorii de sute de mii de lei după ce a accesat un credit pentru a-și salva atelierul de croitorie deschis în localitatea sa de Baștină. Dar asta nu este singura problemă care o macină. Tânăra suferă de o afecțiune neuromusculară, iar starea ei de sănătate se agravează pe zi ce trece. Cum reușește să facă față provocărilor, aflați vineri într-o nouă ediție a emisiunii Oameni pentru Oameni, începând cu ora 18:30 la postul nostru de televiziune. Femeia ne-a povestit că timp de 16 ani a îngrijit de mama sa țintuită la pat. Anume, în acea perioadă a început să croiască diverse articole și să mânuiască mașina de cusut. Că bunica spunea, tu mai timp te-ai născut cu farfica în mână. Aveam mașină de cusut și în casă, mă cusăm. Și cineva mi-a spus, de ce nu deschizi un atelier? Zic, de ce nu? Victoria suferă de o boală neuromusculară, care nu a împiedicat-o însă să-și inițieze propria afacere. Acum câțiva ani a obținut un grant cu ajutorul căruia și-a deschis un atelier de croitorie în localitatea de Baștină. Că să fie pentru satul meu natal ceva bun. Încep să pornit toată mâna.
cum, digitile, adică eu nu le pot desface. La un moment dat a ajuns într-un impas, iar pentru a-și salva mica afacere a contractat câteva credite, iar acum s-a pomenit cu datorii de sute de mii de lei. Dar nu m-am gândit că sunt chiar între fabelea, cum să spun. Dar în realitate totul stă cu totul altfel. Cum reușește Victoria să facă față provocărilor aflați la emisiunea Oameni pentru Oameni? Totodată, în una dintre edițiile precedente, v-am arătat cum a fost ajutată o femeie cu 6 copii din satul Sinești, raionul Ungheni, care cu 2 ani în urmă a căzut din căruță când se întorcea împreună cu soțul de la muncă în câmp. Și eu m-am alunicat și am închicat în cap. Roata căruții vine, trebuie să meargă pe mine. În urma căzăturii și-a fracturat coloana vertebrală, iar acum se poate deplasa doar cu ajutorul premergătorului. Înduioșată de această istorie, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a hotărât să-i ofere femeii un voucher în valoare de 5.000 lei pentru medicamente și investigațiile necesare. Da, eu v-am așteptat tot timpul. Prima dată când m-am uitat la televizor și am auzit emisiunea asta deodată, am zis că faceți bine pentru lume și ajutați multe lume. Prin intermediul proiectului social Oameni pentru Oameni, echipa emisiunii reușește să găsească cele mai optime soluții la problemele care îi macină pe eroi și îi ajută să creadă într-un viitor mai bun. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție.